Pace vouă, dragii mei, bună seara, bine ați venit în casa Domnului. Haideți să ne ridicăm cu toții în picioare și să ne pregătim inima pentru momentul în care dorim să ne întâlnim cu Domnul nostru Iisus Hristos prin momentul de laudă, de închinare, momentul de rugăciune. Credem și cred că noi toți de aia venim. Așa e în fiecare duminică, venim să ne întâlnim cu Domnul nostru și prin momentele de cântări, momentele de rugăciune, de ascultând cuvântul Domnului, eu cred că Domnul o să fie prezent cu noi aici, că noi ne deschidem inima. Hai dar cu toții să lăudăm pe El și să fim pregătiți să primim ceva frumos din partea Lui. Amin. Cheers.
Amin. Înainte să ne rugăm, doresc să chem întreaga biserică la o rugăciune specială pentru mine, pentru familia mea, chiar în momentul acesta, câteva minute înainte să vin, am fost pe telefon cu one of my cousins și my niece este în spital, are doar 2 luni, acum numai ce s-a născut chiar acum de 2 luni și în spital cu RSV. The situation tot mai rău să facem the last few hours și acum o băgat-o în the NICU și they intubated her cu să o ajută, you know, to breathe and ca Domnul să o ajută. Acum părinții, of course, sunt devastated. Deja au pierdut 2 înainte să fie născută și sunt aproape de 30 de ani, părinții, deci sunt foarte tineri. Situations ca așa se întâmplă în viață. Dar cântarea care numai ce-am cântat-o ne reamintează că Domnul nostru lucrează. Că El are putere. Și că El are putere și când poate nu lucrează cum noi dorim, El are putere să lucrează în inima noastră, în credința noastră și în viața noastră. Haideți să venim în momentul acesta să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în cerul, ne gândim la mulți frați și surori, chiar aici în biserica noastră, Doamne, care au o nevoie sinceră de mâna Ta peste viața lor, Doamne, care sunt bolnavi, care merg prin crizele lor, Doamne, și mă rog special pentru fiecare frate, fiecare suroră, Doamne, ca Tu să fii cu ei, Doamne, ca Tu să-i binecuvântezi, Doamne, cu sănătate, cu pace, cu liniște, Doamne, ca Tu să fii cu ei. Mă rog special pentru my cousin, acum my niece, Eliza Claire, Doamne, în spital, mă rog ca Tu să pui mâna Ta, Doamne, peste trupul ei, Doamne, așa de fragil, de 2 luni, Doamne, numai Tu poți să lucrezi în the situation și credem, Doamne, că Tu ești un Domn care poate, care ai putere, care poți să lucrezi și în momente de crize așa de grave în viețile noastre. Ne rugăm și continuăm să ne rugăm pentru lumea aceasta, Doamne, pentru ce se întâmplă în Israel în momentul acesta, Doamne, pentru războiul, ce se întâmplă global, in many places, Doamne, ne rugăm ca Tu să lucrezi, Doamne, să duci pace, liniște, Doamne, în fiecare ocazie, Doamne, ca Tu să arăți că și în momentul de încercări, Tu ești Domn care trăiești și care ești pe tron peste întreaga lume, Doamne. Ne rugăm pentru biserica noastră în momentul acesta, pentru programul de seara aceasta, ca Tu să continui să lucrezi în inima noastră, Doamne, ca Tu să fii prezent aici prin cuvântul Tău, ca Tu să ne schimbi, să ne transformi, să ne duci mai aproape de Tine prin rugăciunile, prin cântările, Doamne, ca Tu să continui să ne înveți și să ne duci la o credință matură, Doamne, ca Tu să continui să crești biserica aceasta, nu doar în număr, dar și în maturitate, Doamne, ca noi să continuăm să deslujim cu inima plină de bucurie și de râvnă și de speranță, Doamne, ca noi să avem ochii noștri spre cer, Doamne. În seara aceasta ne rugăm ca Tu să fii prezent cu noi, fii prezent cu fiecare persoană în spital, acasă, aici cu noi, fiecare persoană care au o nevoie și un moment sincer să simtă prezența Ta în viața lor, Doamne. Ne rugăm prin credință că știm că Tu ești Domnul peste toate lucrurile. În numele Tatălui, Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Rămânem ridicați și ne pregătim să intrăm în timpul de rugăciune. Deja ne-am rugat inclusiv prin cântare și am spus să arată-ți puterea, o Domnul meu. Și un mod prin care Dumnezeu își descătușează puterea în viața noastră este tocmai prin rugăciune. Prin rugăciune. Ca text motivațional pentru timpul de rugăciune, aș dori să citesc 2 versete din prima epistolă pe care o scrie Apostolul Petru, din capitolul 4, 1 Petru, capitolul 4, versetele 15 și 16. 1 Petru 4, versetele 15 și 16. Nimeni din voi să nu sufere ca un ucigaș sau ca un hoț sau ca un făcător de rele sau ca unul care se amestecă în treburile altora. Dimpotrivă, dacă suferă pentru că este creștin, să nu-i fie rușine, ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta. Amin. Vă rog să reocupați locurile.
Frați și surori, suferința vine în viața fiecăruia fără să ceară voie. Suferința e neplăcută, suferința e nedorită, dar suferința face parte din condiția noastră ca oameni, inclusiv din condiția noastră în calitate de creștini, trecând prin lumea aceasta în care răul este la el acasă. Aș dori să subliniez pentru noi câteva lucruri din ceea ce Apostolul Petru spune aici și apoi aș dori să vă încurajez să puneți și să spuneți aceste lucruri în rugăciunile voastre. Mai întâi, vedem aici ceea ce am numit creștinul și obstacolele. Creștinul și obstacolele. Ca să ne facă să pricepem mai bine cum este condiția noastră în această lume, cum arată viața creștină, Cuvântul lui Dumnezeu ne oferă metafore, tablouri, ilustrații. Știți că uneori o imagine vorbește mai mult decât 1000 de cuvinte. O asemenea metaforă a vieții creștinului este ogorul sau grădina. Viața fiecăruia dintre noi este ca o grădină, n-am spus ca o grădiniță, și trebuie să avem mare grijă pe cine lăsăm să pună semințe, să însămânțeze idei în viața noastră. O altă imagine, o altă metaforă este cea a câmpului de bătălie. Viața noastră pe acest pământ nu este un playground, un teren de joacă, deși unii credem că ne putem juca cu viața. Viața este un câmp de bătălie. Creștinul este un soldat, este un luptător. O altă imagine, cea mai des folosită, de pildă în scrisorile, în epistolele Noului Testament, este viața creștinului ca o cursă, ca o alergare. Dar să știți că este o alergare cu obstacole. Este o alergare în care întâmpinăm dificultăți, probleme, suferințe. Și Petru spune aici, dimpotrivă, dacă sufere, dacă întâmpinăm dificultăți, obstacole, pentru că suntem creștini. Atenție, aici nu este vorba despre suferința umană comună tuturor oamenilor, de durerile de care toți oamenii au parte pentru că trăim pe o planetă pe care păcatul a desfigurat-o, în care răul natural, bolile, cataclismele, răul moral, răutățile pe care ni le pricinuim unii altora sunt la ele acasă. Și nu e vorba nici de suferințele de care avem parte atunci când facem nechipzuințe. Atunci când spunem noi călcăm pe bec. Zice, când te amesteci de pildă în treburile altora. De multe ori semănăm vânt și culegem furtună. Dar aici sunt obstacole pe care le întâmpinăm, nu pentru că am făcut ceva rău, ci pentru că ne-am asociat celui mai mare bine, pentru că ne identificăm cu Domnul Iisus Hristos și cu valorile Lui într-o lume ostilă, aflată pe contre copiilor lui Dumnezeu. Așa cum scrie poetul Costache Ioanid, nu-i calea noastră veșnic însorită, nu-i viața totdeauna un palat, dar o trăim căci merită trăită, când peste lumea asta mărginită există Dumnezeu cu adevărat. Creștinul și obstacolele. Al doilea gând l-am intitulat Creștinul și optimismul. Creștinul și obstacolele și acum creștinul și optimismul. În ciuda obstacolilor pe care trebuie să le depășim, creștinii trebuie să rămână optimiști. Nu suntem nici triumfaliști, nu suntem nici naivi, dar alegem să rămânem optimiști, frați și surori. Și iată de ce. Petru adaugă, dimpotrivă, dacă suferă cineva pentru că este creștin, să nu-i fie rușine.
Dacă ajungi să suferi ca o consecință a faptului că te asociezi cu valorile cuvântului lui Dumnezeu, cu Hristos, să nu-ți fie rușine. Biblia spune că păcatul este rușinea popoarelor, dar neprihănirea înalță un popor. Petru scrie câteva rânduri mai jos: dacă sunteți batjocoriți pentru numele lui Hristos, ferice de voi, fiindcă Duhul Slavei, Duhului Dumnezeu, se odihnește peste voi. În ciuda obstacolelor, în pofida suferințelor de care avem parte pe pământul acesta, rămânem optimiști. Nu trebuie să irosim aceste suferințe. Nu trebuie să le irosim. Când suferim și suferim bine, cu demnitatea copiilor lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu se odihnește peste noi. Și mai suntem optimiști dintr-un motiv. Pentru că știm că nu o să fie totdeauna așa, frații și surori. Știm că va veni o zi când lucrurile acestea se vor termina. Și că tot ce e mai bun pentru noi, Dumnezeu păstrează pentru la final. Creștinul și obstacolele, creștinul și optimismul, și către final, creștinul și obiectivul său. Dimpotrivă, dacă suferă pentru că este creștin, să nu-i fie rușine, ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta. Când suntem în alergare, și am înțeles că toți suntem în alergare, când trebuie să depășim obstacolele, e foarte important, pe de o parte, să nu ne împiedicăm și să cădem, pe de altă parte, este important să nu pierdem din vedere obiectivul, ținta. Toți vrem să încheiem bine, toți vrem să trecem linia de sosire, de finish, dar să o trecem bine. Și o trecem bine atunci când în orice situație pe care o întâmpinăm, prin reacția pe care o avem, Dumnezeu este proslăvit. Numele lui Dumnezeu este vorbit de bine, pentru că oamenii se uită la modul în care noi întâmpinăm, reacționăm la o anumită situație și spune: vezi? Și el, la fel ca noi pe pământul acesta, are suferințe. Dar uite-l cum reacționează, pentru că este copilul lui Dumnezeu. Aici este un mic secret. Să știți că nu absența obstacolelor în viața, a suferințelor, a dificultăților, nu absența, ci atitudinea pe care o avem față de ele, îi duce pe oameni în situația de a-L proslăvi pe Dumnezeu. Așadar, și prin urmare, am primit îndemnul acesta. Să ne rugăm și să cerem ajutor ca în alergarea noastră Dumnezeu să ne dea putere să depășim obstacolele. Sunt multe. Să nu ne împiedicăm, să nu cădem de oboseală. Și dacă unii dintre noi au căzut, noi ceilalți, ca niște oameni duhovnicești, ce să facem? Să-i ridicăm. Să ne ridicăm unii pe alții. Apoi să ne rugăm ca în alergare să nu ne pierdem optimismul, să nu ne pierdem pasiunea, bucuria de a alerga, conștienți că finalul pentru copiii lui Dumnezeu este unul fericit. Să ne rugăm și să nu uităm obiectivul suprem al vieții. Dumnezeu să ne ajute să trăim în așa fel viața, încât ceilalți, văzându-ne cum trăim, cum vorbim, mai ales cum reacționăm, numele lui Dumnezeu să fie proslăvit. Și apoi sunt cauzele specifice pe care noi le avem pentru rugăciune, care sunt postate pe ecran, și la cauzele acestea adăugăm și pe nepoțica fratelui Alex Herlo, familia care trece prin această suferință acum, o fetiță de 2 luni. Bunul Dumnezeu să aibă milă de ea. Ne rugăm cu credință, având certitudinea că prin Domnul Iisus Hristos rugăciunile noastre călătoresc și ajung la destinație, la Tatăl. Haideți să ne ridicăm și, îndemnați de gândurile acestea, în rugăciuni scurte să putem să ne rugăm cât mai mulți, la subiect, cuvinte potrivite,
venim înaintea Domnului și ne rugăm. V-aș propune să începem de data asta cumva din spate, cu cei care sunt așezați mai în spate și să venim către cei care sunt pe locurile mai din față. Și strigătele noastre. Îți mulțumesc că ne-ai promis că
voința noastră să fii Tu. Amin. Să ne împiedicăm pe cale, Doamne. Și că cu Tine orice drum este ușor. Doamne, te rog, în mod deosebit să te atingi de cei bolnavi. Și, Doamne, de fetița Eliza, pune-ți mâna Ta peste ea și ridică-o, Doamne, și fă o minune în familia ei. Amin. Doamne, mă rog pentru părinți să le dai credință, să le dai nădejde, Doamne, și să o readuci în familie pe fetiță, Doamne, și fiecare să vedem minunea pe care poți să o faci. Te rog să te îndrumi de toți bolnavii care strigă după ajutorul Tău. Să dai vindecare, să dai alinare. Ajută-ne să ne încredem cu toată puterea în Tine. Doamne, mă rog și pentru robul Tău de care Te folosești în seara aceasta. Te rog să-i dai cuvânt. Te rog să-i dai putere. Te rog să dai îndrăzneală. Și nouă, Doamne, te rog să ne dai urechi și inimi deschise. Și, Doamne, mai mult ca orice, să putem să trăim cuvântul acesta în viața noastră de fiecare zi. Să nu ne pierdem timpul, să nu ne amăgim, Doamne, că doar venim la biserică, ci, Doamne, Tu vrei o transformare în viața noastră. Mă rog pentru lucrul acesta, mă rog pentru biserica aceasta să o trezești, să o rămâi, Doamne, și să faci minunat în lucrul acesta. Deslăvești că ești bun, ești minunat și numele Tău să fie glorificat pentru toate. Amin. Amin. Vin și eu în după masa aceasta, Părintele meu Ceresc, ca să-ți mulțumesc că Tu, Doamne Iisuse, ești un Domn bun. Îți mulțumim pentru toate binecuvântările care le dai în fiecare zi. Doamne Iisuse, venim cu o rugăciune specială în după masa aceasta. Pentru micuța Eliza, Doamne Iisuse, fie-ți milă, dă-i Tu sănătate. Doamne Iisuse, el nu poate respira. Dar Tu poți să faci totul, să vindece, să faci bucurie părinților, rugăciunilor, Doamne Iisuse, să faci Tu, Doamne, să bucurie și biserici din care face parte. Și eu vreau toate acestea, Doamne Iisuse, să le asculți, nu pentru că merităm ceva, ci pentru numele Tău binecuvântat. Te rugăm ca să ai milă și de frații noștri care sunt bolnavi, surorile noastre, să treci pe la patrulă lor, să le dai cuvântare. Te ajut ca în orice clipă, Doamne Iisuse, noi să ne încredem în Tine și Tu, Doamne Iisuse, să răspund rugăciunilor noastre pentru care îți mulțumim. Amin. Amin. Doamne, Tatăl care ești în cer, slavă ție pentru lucrările pe care le-ai făcut și pe care poți să le faci. Îți mulțumesc că mi-ai mai adus la viață din marginea locului. Și îți mulțumesc că mi-ai dat din nou putere în voi să merg pe picioarele mele. Doamne, Tată din cer, în seara aceasta, mă rog pentru fetița Lizi. Doamne, ai milă de ea, trebuie să-ți pentru să dai viață. Și te rugăm să-i dai viață, să-i dai sănătate. Și astfel se poate să facă bucurie, biserică și familie. Amin. Doamne, Tată din cerul, încredințez viața mea în mâna Ta mai departe. Te rog să lucrezi în viețile celor care ar vrea să fie cu noi aici, să lucrezi în viețile celor nemântuiți și să le dai credință de mântuire. Iar ce mai am nevoie și nu știu să-ți cer, te rog să contactez prin Duhul Sfânt și eu îți mulțumesc. Amin. Amin. Vin și eu în fața Ta, Doamne, și îți mulțumesc că ești un Dumnezeu puternic. Venim cu două mistoci, Doamne, una pentru micuța Eliza și a altă pentru pacea Ierusalimului. Voia Ta să se facă în ambele cazuri. Amin. Amin. Rugăciunea Tatăl nostru ne oferă tuturor oportunitatea să ne unim și inimile și vocile în rugăciune. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre,
precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția, puterea și slava în veci. Amin. Rămânem ridicați și în cele ce urmează continuăm să lăudăm pe Domnul prin cântare. Doamne, este bine să fim aici. Îl citesc pe Petru, exprimarea pe care el o are pe muntele schimbării la față, atunci când realizează ce bine este să fii prezent într-un loc în care se manifestă slava și puterea lui Dumnezeu. Ne bucurăm să ne revedem unii pe alții și suntem onorați să știm că în locul acesta, credincios făgăduinței sale, este prezent Domnul Iisus Hristos. Vă salutăm pe toți, mă bucur să-l revăd în seara aceasta la închinare pe fratele Liviu Cosmiuc. Unde e Liviu? Era la începutul, așa. El s-a întors din România, a fost plecat o perioadă în țară, ne rugăm ca Dumnezeu să-l binecuvânteze și ne bucurăm că de fiecare dată când este în Chicago, trece pe aici prin adunarea noastră. De asemenea, mi s-a spus că sora Linca Savkovici se apropie de finalul călătoriei pe care o face în Statele Unite. Urmează să se întoarcă în țară, în România, în cursul acestei săptămâni. Dumnezeu să vă ocrotească. Câteva anunțuri acum, cele mai multe dintre ele în reluare, principalele repere din programul Bisericii în această săptămână. Vă invităm cu drag să veniți împreună cu noi și miercuri seara, avem rugăciune, avem studiu biblic, căutați să fiți prezenți și vineri,
Vinerea seara de la orele 7 sunt grupele de rugăciune și timpul de închinare al tinerilor. În această sâmbătă, surorile sunt așteptate să participe la un eveniment organizat special pentru dumnealor, o conferință a surorilor, care începe sâmbătă la orele 5 și va fi împreună cu noi. A mai fost și în trecut sora Cristina Olariu de la Radio Vocea Evangheliei România. Pentru că întâlnirea de aici, din sanctuar, va fi urmată de o părtășie la masă, sora Nora Caraba m-a rugat să rog surorile să contribuie cu dulciuri la efortul comun, cu prăjituri, și ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvânteze și întâlnirea aceasta. Iată ce vom face mai departe. O să ne închinăm acum Domnului cu darurile de bunăvoie. În timpul acesta vom asculta o cântare instrumentală, fratele Sorin Titian și prietenii. Apoi un psalm care ne este dăruit de sora Ruth Negru, apoi o cântare cu toată adunarea și ulterior cuvântul Domnului, citit și propovăduit de fratele păstor Sorin Sabău. Acum, în timpul acestei cântări, ne închinăm cu darurile de bunăvoie. Psalmul 122. Mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Picioarele mi se opresc în porțile tale, Ierusalime.
Ierusalime, tu ești zidit ca o cetate făcută dintr-o bucată. Acolo se suie semințiile, semințiile Domnului după legea lui Israel, ca să laude numele Domnului. Căci acolo sunt scaunele de domnie pentru judecată, scaunele de domnie ale casei lui David. Rugați-vă pentru pacea Ierusalimului, cei ce te iubesc să se bucure de odihnă. Pacea să fie între zidurile tale și liniștea în casele tale domnești. Din pricina fraților și a prietenilor mei, doresc pacea în sânul tău. Din pricina casei Domnului Dumnezeului nostru, fac urări pentru fericirea ta. Amin. Seara la Epistola către Romani, capitolul 2, citim de la versetul 17 până la versetul 29. Tu care te numești iudeu, care te rezem pe o lege, care te lauzi cu Dumnezeul tău, care cunoști voia Lui, care știi să faci deosebire între lucruri pentru că ești învățat de lege.
Tu care te măgulești că ești călăuza orbilor, lumina celor ce sunt în întuneric, povățuitorul celor fără minte, învățătorul celor neștiutori, pentru că în lege ai dreptarul cunoștinței depline și al adevărului. Tu, deci, care înveți pe alții, pe tine însuți nu te înveți? Tu care propovăduiești să nu furi, furi? Tu care zici să nu prea curvești, prea curvești? Tu căruia ți este scârbă de idoli, le jefuiești templele? Tu care te fălești cu legea, ne cinstești pe Dumnezeu prin călcarea acestei legi? Căci din pricina voastră este hulit numele lui Dumnezeu între neamuri, după cum este scris. Tăierea împrejur negreșit este de folos dacă împlinești legea, dar dacă tu calci legea, tăierea ta împrejur ajunge netăiere împrejur. Dacă deci cel netăiat împrejur păzește poruncile legii, netăierea lui împrejur nu îi se va socoti ea ca o tăiere împrejur? Cel netăiat împrejur din naștere care împlinește legea, nu te va osândi el pe tine care o calci, măcar că ai slova legii și tăierea împrejur? Iudeu nu este acela care se arată pe din afară că este iudeu. Și tăierea împrejur nu este aceea care este pe din afară, în carne, ci iudeu este acela care este iudeu înăuntru. Și tăierea împrejur este aceea a inimii, în duh, nu în slovă. Un astfel de iudeu își scoate lauda nu de la oameni, ci de la Dumnezeu. Amin. Vă rog să vă așezați. În timpul pe care îl avem în această seară, vreau să împărtășesc cu dumneavoastră un mesaj despre greșelile omului religios. Aici, în text, avem o audiență precisă. Apostolul Pavel vorbește cu connaționalii săi, cu ceilalți iudei. Dar este foarte ușor de extrapolat textul acesta. Și putem la fel vorbi despre noi. În această seară vreau să săpăm împreună la rădăcina acestei probleme. Cum poate ajunge cineva cu toate aceste binecuvântări, cu toate aceste avantaje, atât de jos, atât de rău? Pentru toți aceia dintre noi care ne-am întors la Dumnezeu din lume, adesea, în adunare, am avut o surpriză foarte rea. Noi am cam auzit de la prietenii noștri, copiii de-ai pocăiților, de surpriza aceea, dar n-am crezut-o până am văzut-o noi. Și toți știți care e surpriza aceea, nu? Adesea, fiul vede pe tata, copiii văd pe părinți, într-un fel la adunare și într-un fel acasă. Și analogia pe care o folosesc ei pentru a descrie ceea ce văd este analogia teatrului. Cuvântul pe care îl aveau grecii pentru actor este cuvântul pe care în limba română îl avem, cuvântul ipocrit. Într-un fel ești pe scenă, la serviciu. Actoria e o meserie. Da. Și în alt fel ești acasă. Ai un rol de jucat pe care ți-l joci bine,
Iar când ajungi acasă, nu mai ești Ștefan cel Mare sau Figaro, sau depinde de domeniu, nu? Acasă ești Ioan, Victor. Nu vreau să dau nume pe care le avem în biserică, să nu creadă nimeni că vorbesc cu cineva din adunare. Vorbesc cu mine însumi. Nimănui nu place ipocrizia. Nici celor din lume nu le place, nici celor din biserică nu le place. Dar toți o practicăm. Apostolul Pavel vorbește despre problema aceasta. Cum e când nu trăiești potrivit cu ceea ce cunoști? Ipocrizia e de multe feluri. Cea mai dificil de prins este ipocrizia bazată sau ascunsă în spatele cunoașterii. Un așa fel de fățărnicie sau ipocrizie avem noi aici. Oamenii aceștia au avantaje unice. Nimeni nu mai are avantajele lor. Binecuvântările lui Dumnezeu ajung scuze și paravane pentru a trăi altfel. Înainte de a intra în textul acesta la detaliu, vreau să ne uităm foarte pe scurt, în câteva minute, la un alt text asemănător cu acesta. Vreau să vă întreb următorul lucru. Să vedem dacă îl găsim împreună, textul acela, și sunt convins că îl găsim repede. Din toate cele patru evanghelii, care este textul în care Mântuitorul este cel mai aspru? El acuză cel mai tăios. Și cu cine vorbește în textul acela? Cu farisei. Textul acela este Matei 23. Noi toți știm, vai de voi, spus de 6-7 ori. Dar care e problema cu ei? Fariseii nu ucid pe nimeni. Fariseii nu trăiesc în imoralitate. De ce este așa de tăios cu ei? Care este problema? Dacă vă uitați în textul din Matei 23, găsiți următoarele probleme. Ei zic, dar nu fac. Ei pun poveri pe umerii oamenilor pe care ei nu vor să le miște nici măcar cu un deget. Pe din afară e frumos, e ca și mormântul văruit de curând. Pe din afară e plin de oasele morților. Pe dinăuntru e plin de oasele morților. Când oamenii aceștia își fac un ucenic, Mântuitorul spune, ucenicul ajunge mai rău ca ei. Ei nu lasă pe alții să intre în împărăție, nu intră nici ei. Și lor li se adresează cu aceste cuvinte de o gravitate la limită, vai de voi, vai de voi. Noi tindem să categorisim păcatele și de regulă nu avem dreptate, dar uneori putem avea. Toate păcatele sunt rele. Orice păcat duce pe om în iad. Dar sunt unele care sunt confruntate mai aspru, mai tăios. Și primul pe lista aceea este ipocrizia sau actoria în viața de credință. La adunare suntem frați, surori, slujim în diferite modalități, dar când am ieșit de aici, pericolul este să nu mai fim așa. Cu cât înaintăm în vârstă, cu atât suntem mai pricepuți la a acoperi lucrurile acestea.
și paravanul cel mai opac, paravanul care acoperă cel mai bine, este paravanul cunoașterii. Stai de vorbă cu acea persoană, bărbat, femeie, mă, atâtea știe. Și îți ia ochii ceea ce știe. Dar din când în când vezi că ceea ce știe folosește pentru rău. Mai ales cu privire la ce știe despre oameni. Problema aceasta nu este doar o problemă religioasă. Este și o problemă pe care o găsești în mod obișnuit între oameni. Dacă punem întrebarea grecilor din secolul 4 și 5 înainte de Hristos, pe vremea când Socrate era viu, Platon era viu, dacă punem întrebarea care e virtutea numărul 1, cea mai importantă, răspunsul pe care l-au dat ei a fost cunoașterea. Ei și-au dat repede seama că acest răspuns are o problemă. Pentru că ei au avut între ei mulți oameni care au cunoscut mult, dar n-au fost buni, au fost răi. Poți să fii deosebit de inteligent, deosebit de informat și să fii rău. Să fii tiran. Să fii ucigaș. De aceea, la sfârșitul secolului 4, între greci are loc o corectare care spune așa: noi trebuie să vorbim de două feluri de virtuți. Virtuți intelectuale, cum e înțelepciunea, și virtuți morale, cum e, de exemplu, stăpânirea de sine. Cunoașterea de capul ei nu are valoare maximă. Ea trebuie să fie o cunoaștere stăpânită de caracter. Altfel, omul acela, ceea ce știe, va folosi spre rău. Așa au rezolvat ei problema. Textul nostru ne învață pe noi cum a rezolvat creștinismul problema. Soluția în textul nostru, după ce se dă duplicitatea, ipocrizia pe față, soluția va fi o inimă tăiată împrejur, dar asta la finalul mesajului în această seară. Dacă este să cauți exemplul cel mai bun în care cunoașterea de cea mai bună calitate devine paravan pentru ipocrizie, exemplul îl găsești în Roman, capitolul 2, în textul nostru. Acest interlocutor generic, omul acesta cu care stă de vorbă apostolul Pavel, omul acesta are niște lucruri de invidiat. Un om care se bazează pe legea lui Dumnezeu. Un om care se laudă cu Dumnezeu. Un om care cunoaște voia lui Dumnezeu. Un om care știe să facă deosebire între lucruri. Știe ce e bine, ce e rău. Păi zice, măi, nu mai poți adăuga nimic excepțional la lista aceasta. Te uiți la aia și zici, e ceea ce trebuie să fie. Când vine între oameni, omul acesta e călăuză pentru orbi, sau cel puțin are impresia aceasta. Omul acesta e lumină pentru cei care sunt în întuneric. E povățuitor al celor fără minte. E învățător al celor neștiutori. Ce mai poți adăuga la lucrurile acestea? Toate merg ață, e desăvârșire, la vârf, la apogeu. Și aici nu vorbim de orice lege, nu vorbim de orice voie, aici vorbim de cuvântul lui Dumnezeu, aici vorbim de voia lui Dumnezeu.
Un om care le are pe acestea în viața lui. Un om care crede, are impresia că le și practică. Cum te apropii de un astfel de om și să-i spui: lucrurile nu stau așa. Ceea ce arăți tu pe din afară, ceea ce văd oamenii când se întâlnesc cu tine, ceea ce aud oamenii când stau de vorbă cu tine, este duplicitar. Este o ipocrizie profundă. Uitați cum îl ajută Apostolul Pavel pe un astfel de om. Un om care învață pe alții. Un om care are o atitudine de respingere față de idoli. Un om care se laudă cu legea lui Dumnezeu. Apostolul Pavel are aceeași abordare ca și Domnul Iisus. Tu care înveți pe alții, pe tine însuți, nu te înveți. Cum poți să faci distinția aceasta? Dacă ai învățat vreodată pe cineva ceva, știi din start că tu știi lucrurile alea, așa-i? Învățat pe cineva să scrie sau să construiască un zid sau orice altă activitate de învățare. Distinția este așa de fină, așa de fină. Tu care zici să nu prea curvești, tu ajungi să comiți curvia. Tu căruia ți-e scârbă de idoli, le jefuiești templele. Tu care te fălești cu legea, ne cinstești pe Dumnezeu prin călcarea ei. Apostolul Pavel folosește cele mai largi categorii pentru a cuprinde tot. Fiecare dintre noi particularizează problema aceasta atât de rea. Cel mai bun mod în care o ascunzi este cunoașterea. Cine stă de vorbă cu tine, din orice direcție te apucă, tu ai răspuns, tu știi tot. Ai totul pregătit, apărarea e până la cer. Sau cel puțin ai impresia aceasta. Apostolul Pavel ajunge la momentul critic. În textul pe care îl scrie aici, el spune așa, ascultați finalul versetului 24. Din pricina voastră este hulit numele lui Dumnezeu între neamuri. Dacă vrei să afli cât de mult știe cineva despre ipocrizia pe care o practici, caută să afli dacă ei laudă pe Domnul când se gândesc la tine. Atât de simplu, atât de direct. Sunt convins că fiecare dintre dumneavoastră aveți membri ai familiei care nu vor să vină la biserică pentru că în biserică sunt fățarnici. Aveți membri în familie? Eu am. Și doare deosebit de rău. Deosebit de rău. Desigur, este o scuză. Cel din familia mea care folosește asta, o folosește doar ca pe o scuză să nu vină la adunare. Dar el are dreptate în ceea ce spune.
n-are dreptate în ceea ce face, dar în ceea ce spune are dreptate. Este atât de greu să vezi ipocrizia, dar este atât de devastatoare, atât față de alții, cât și față de Dumnezeu. Noi toți suntem aici la adunare și ne vedem unii pe alții. Și vreau în seara aceasta să împărtășesc cu dumneavoastră un exemplu. Te rog să-mi dai sunet aici. Mulțumesc. Merge? M-am dat la o parte de la amvon pentru următorul motiv. Amvon rolul de a acoperi păstorul. Și asta e și bine și rău. Dacă dumneavoastră vă uitați la mine, vreau să vă întreb, vedeți vreun cusur? Acum, numele de firmă nu e important. Acum vedeți? Da, acum. Da, acum. E suficient atât, așa-i? Soția spune că nu e suficient. Da, acum. Fraților, e așa de urât, așa-i? E așa de urât. V-ați dat vreunul seama când am venit la adunare că am venit așa? Știți cine ne vede așa? Noi știm, așa-i? Înaintea lui totul este gol și descoperit. Am știut că punea, în final se pune camera pe mine. Deci, e așa de urât. Dar acum vă rog să urmăriți cu mare atenție. Nu mai pot să țin microfonul în mână. Urmăriți cu mare atenție. Așa-i? Dar e același om acoperit. Lucrurile acestea sunt așa de urâte. Da, m-am făcut vulnerabil înaintea dumneavoastră, dar sper că ați prins ideea. Din cauza noastră, numele Domnului e hulit între oameni. De aceea, mulțumesc lui Dumnezeu și îl laud așa de tare, pentru că în vara aceasta, Domnul ne-a ajutat să reversăm împreună un proces care a fost în cetatea noastră. Domnul ne-a făcut parte de harul acesta. O mărturie deteriorată e una care se redresează, e una care se reașează. Și noi ne dorim, când oamenii din afară sau oamenii din alte părți vorbesc despre baptiștii români din Chicago, să sublinieze o mărturie bună. Din pricina noastră, numele Domnului să fie înălțat între oameni. Dar să știți că noi și pe acestea le putem face numai de formă. Oamenii sunt împreună că au fost slabi. Nu. Noi suntem întotdeauna slabi, dar împreună suntem mai puternici. Dar vreau să mă duc la rădăcina problemei.
Apostolul Pavel spune așa: iudeul adevărat, adică omul din poporul lui Dumnezeu, cu adevărat, nu începe niciodată cu ce se vede pe din afară, cu ceea ce văd alții. El întotdeauna începe înăuntru. Întotdeauna începe cu inima. Dacă țineți minte până aici, noi suntem în Roman capitolul 2. Nu e prima oară când apare inima în epistola lui Pavel. Apare mai întâi în capitolul 1. Omul care ia hotărârea să-l izgonească pe Dumnezeu, la omul acela îi se întunecă inima. Inima aceea devine nesăbuită. Gândurile lui devin gânduri fără rost. Și avem acolo, la finalul capitolului 1, un catalog al celor mai rele practici sociale. Până acolo încât oamenii care fac rău sunt apreciați ca și cum ar face bine. În capitolul 2, când apare din nou cuvântul inimă, apostolul Pavel spune așa: bunătatea lui Dumnezeu rămâne constantă și te îndeamnă la pocăință, dar inima ta nu vrea să se pocăiască. Acolo e problema, fraților. Ca noi să fim pe din afară așa cum suntem pe din lăuntru. Noi avem nevoie de o inimă tăiată împrejur. Cum explici expresia aceasta? Ce este tăierea împrejur? Tăierea împrejur este semnul legământului făcut de Dumnezeu cu Avram. În timpul Vechiului Testament, în timpul Vechiului Legământ, tăierea împrejur este semnul. În Noul Legământ, semnul legământului e cina Domnului. Ceea ce vrea să spun apostolul Pavel cu inima tăiată împrejur e următorul adevăr. Numai omul acela care experimentează legământul cu Dumnezeu la nivelul inimii, numai omul acela este cu adevărat iudeu. Este cu adevărat în poporul lui Dumnezeu. Eu așa mă bucur când într-o biserică avem botez. Dar în același timp, simultan, mi-e așa de frică. Știți de ce? Pentru că noi ne luăm unii după alții, la orice vârstă. Să botează prietenul, mă botez și eu. S-a pocăit cineva, bă, e la modă, e cool, hai, m-am pocăit și eu. Noi ne străduim la comitet, discutăm, la cateheză, să ne asigurăm că pe cel pe care îl botezăm e un om care la nivelul inimii a crezut cu adevărat. Că dacă a crezut, facem ceea ce trebuie. Dar dacă el sau ea n-au crezut din inimă, nu s-au pocăit din inimă, totul e numai așa, să vadă alții. Mentalitatea de turmă este un pericol mare pentru toți oamenii. Ipocrizia poate fi ucisă, poate fi eliminată dacă inima este tăiată împrejur. Dacă tu cunoști pe Dumnezeu cu inima ta, dacă din inimă îl mărturisești pe Domnul, dacă cel înviat din morți stăpânește în inima ta, altfel tu ești printre noi, dar tu nu ești de-al nostru. Și când se scutură toate lucrurile, tu ești primul care pleci. Fiecare generație are parte de scuturături. Nici o generație nu-i scutită de ele.
Dar pentru că noi suntem la sfârșitul istoriei, se mai întâmplă ceva. Urmează să se mai întâmple ceva. Noi așteptăm pe Domnul. Noi iubim venirea Lui. Și noi nu vrem să fim ca acele fecioare care n-au avut ce trebuie până la sfârșit. Au fost între cele 10, dar unde lemnul lor n-a ținut până la capăt. Resursele lor spirituale s-au terminat mai repede. Dacă inima ta este tăiată împrejur, tu ai început unde trebuie. Și ceea ce este înăuntru se va vedea în afară. Să știți că nu este adevărată zicerea care spune: eu pot să mă îmbrac cum vreau, să mă port cum vreau, pentru că inima mea e cum trebuie. Știm de ce nu e adevărat, așa e? Domnul Iisus ne spune. De acolo, din prisosul inimii, de acolo vin toate. Totul vine de acolo. Noi, cei mai dibaci, mai iscusiți, noi putem ține, putem acoperi bine ce e înăuntru și numai din când în când, la presiune, iese afară ce e înăuntru. Dar în final tot iese. Dar dacă inima s-a curățit, dacă inima este stăpânită de Domnul, când presiunea e mare, cine crezi că se aude din inimă? Cel care stăpânește în inimă. Domnul și Mântuitorul nostru. Frați și surori, noi putem învăța din greșelile omului religios. Noi trebuie să învățăm din greșelile celor cu care intră Apostolul Pavel în dialog și să nu le repetăm. Când ești într-o adunare cu oameni spirituali și tu ești ipocrit, să știi că ei te simt. Sau cum spunem noi românii, ei te-au mirosit repede. Ei te citesc. Ei știu cum ești. Iar apoi când te duci între oameni, între experți în ipocrizie, ei te citesc din nou. Știți ce vreau să spun? Nu te poți ascunde niciunde. În cele din urmă, ești dat pe față. Dorința noastră nu este să disprețuim pe nimeni. Dorința noastră este să ajutăm pe fiecare să se lase de fățărnicie. Întreabă-te în seara aceasta, cum este inima ta? Amin. Haideți să ne ridicăm, mai avem o cântare de cântat.
era celui ce prin puterea care lucrează în noi poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. A Lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus, din neam în neam, în vecii vecilor. Amin. Vă rog să vă așezați. Încheiem aici slujirea din casa Domnului din această seară. Îi mulțumim Domnului pentru fiecare dintre dumneavoastră care ați fost la adunare. Vă doresc o seară cu pace și bucurie în casele dumneavoastră. Iar apoi, cu voia Domnului, să ne întâlnim săptămâna viitoare, miercuri seara și în toate celelalte zile în care avem programe în casa Domnului. Adunarea este liberă.